Dar Mădălina Mihalache, trimisul special Antena 3 în Letonia, la Riga, a urmărit declarațiile liderilor Uniunii Europene. Bun găsit, Mădălina! Ce soluții avem așadar pentru a rezolva criza cerealelor și implicit aceasta a alimentelor? Bun găsit tuturor! La Riga, în primul rând, Volodymyr Zelensky le-a cerut celor 12 președinți care alcătuiesc inițiativa celor trei mări sprijin pentru deschiderea mai multor puncte de trecere la frontieră, o condiție necesară pentru scoaterea cerealelor din Ucraina. Acest subiect a fost discutat și săptămâna trecută la Kiev cu președintele României, Klaus Iohannis, România fiind principala țară de tranzit, iar întreaga Uniune Europeană este preocupată de apariția unei crize alimentare. În al doilea rând, Volodymyr Zelensky l-a cerut liderilor din regiune și sprijin pentru reconstrucția Ucrainei. Și aici România vrea să joace un rol cheie, un rol important, pentru că vorbim despre oportunități de investiții. Și de asemenea, Volodymyr Zelensky le-a cerut liderilor din Europa Centrală și de Est să fie parte Ucraina din inițiativa celor trei mări. Însă pentru că Ucraina nu este membră a Uniunii Europene, iar inițiativa celor trei mări este formată doar din state care sunt membre ale Uniunii Europene, deocamdată țara condusă de Volodymyr Zelensky a primit statutul de partener cu rol participant. Practic, Ucraina va fi implicată în toate proiectele pe care le are în vedere inițiativa celor trei mări, inclusiv în două de care România este cea mai interesată, Via Carpatia, o autostradă care să lege nordul de sudul continentului european și o linie de cale ferată care să lege portul Constanța de portul Gdansk din Polonia. La Riga s-a discutat ca cele două, atât linia ferată cât și autostrada, să aibă ramificații și către Ucraina pentru a fi interconectată cu celelalte state ale Uniunii Europene. Și tot la Riga, 12 din cele 27 de state ale Uniunii Europene s-au arătat de acord ca Ucraina să primească la finalul acestei săptămâni poziția de stat candidat la Uniunea Europeană, decizia urmând să fie luată la reuniunea Consiliului European care va avea loc la Bruxelles. Și nu în ultimul rând, Volodymyr Zelensky ar putea să vină anul viitor în România, pentru că următoarea ediție a summitului inițiativei celor trei mări, această reuniune va avea loc la București. Ultima dată când a avut loc în România a fost în anul 2018.